Simona? Radu? Din episoadele anterioare. Doamne, cât de bun ai devenit, deci jur, zici că e Shakira întruchipată. Omul lui Vlad, tânăra polițistă sub acoperire, s-a dovedit a fi o fostă iubită de-a lui Radu. Și cum flacăra iubirii încă mai arde, Simona i-a dejucat planurile lui Vlad și a acoperit pe cei doi fugari. De dragul lui Radu, evident. Raluca a găsit în casa lui Vlad dovada nelegiuirilor lui. A încercat să fugă, să-l dea pe mâna poliției, dar Vlad a intervenit la timp. Folosindu-și insigna, a internat-o pe fată într-un spital de boli mentale. Marea surpriză a Ralucăi a venit atunci când a încercat să facă cunoștință cu colega ei de cameră și a descoperit-o pe Diana. Vlad și-a găsit puțin timp și pentru viața personală. Și-a pus în gând să se însoare cu femeia pentru care a făcut o obsesie și a cerut mâna. Rămâne să vedem în seara asta care va fi răspunsul Mariei. Vrei să-mi faci deosebită onoare de a deveni soția mea? Ian e turbat de furie pentru că Iulia l-a ajutat pe Mădălin să scape. Nu a fost de acord nici cu prima ei iubire, Radu, și cu atât mai puțin e de acord cu Mădălin. Iulia, unde e Mădălin? A fugit! De ce mă întreb pe mine? Nu știu! Iulia, nu mai mă minci! Spune-mi unde e Mădălin! Dar îl iubesc și nu vreau să... E de drumul, nu? Iulia! Îl iubesc, Iani! Îl iubești? Da! Fă-l iubești tu pe Mădălin pe infectul ăsta, pe jecosul ăsta! Jecosul ăsta e dragostea vieții mele! Dragostea vieții tale? Până ieri la alter era Radu dragostea vieții tale! Mâine o să spui că e Mariș dragostea vieții tale! Vlad! Cine mai e dragostea vieții tale? Ha? Iani, termină! Cum ai putut să faci lucrul ăsta? Dar n-am făcut nimic, dacă îl iubești ce vrei să fac? Fă cum să-l iubești! Fetițu, ai nebunit! Elimină-te, bă, Iani, te... Iani, termină și... Da-te așa! Lasă, bă, băi! Da-te la papu! Lasă-l și vine! Da-te! Iani, înțelege că ar trebui să facă la moartea! Da! Bă, Iani, pare rău! Du-te sus! Dai drumul sus! Dai drumul sus! Pleacă! Pleacă! Bă, Iani, o dăm în altele și te-mi pist! Ce vrei să faci, sora noastră, ești nebun? Omor! Omori? Lasă, că o să stau eu de vorbă cu ea și o să liniștească, nu trebuie să faci nimic. Ce? Da? Nu trebuie să faci nimic. Nu trebuie să faci nimic. Trebuia să o bat zi de zi de când s-a născut, zi de zi. Zi de zi să o iau cu parul. Vlad a cerut-o pe Maria de soție. E momentul perfect pentru un subtil șantaj sentimental. Doar Cornelia mai are de făcut o operație și el trebuie să vireze încă 200.000 de euro. Să fiu soția ta? Da, Maria. Mi face o deosebită plăcere. Vlad, dar... Maria, ești femeia alături de care vreau să-mi petrec tot restul vieții. Te rog. Vlad, dar... Mama este în spital. Încă te gândești. Maria. Domnul. Spune-mi, la ce te gândești? Vlad, sunt atâtea, de-abia n-am cunoscut. Ne cunoaștem de câteva luni bune, încă să-mi dau seama ce femeie minunată ești. Mama este în spital, sunt atâtea, e un moment tensionat. Și eu ți-am spus că o să te ajut să o facem bine pe Cornelia. Ți-am spus că o să virez banii pentru a doua operații. Eu fac totul. Vezi, până acum ți-am demonstrat de N ori ce om sunt și de câte sunt capabil să fac pentru tine, da? Din suflet, crede-mă că din suflet plătesc operația pentru Cornelia. De ce nu vrei să accepti și tu, tot din suflet, să fii soția mea? Vlad, dar... Tu știi că fără banii aceia, Cornelia poate că acum... Știu. De ce nu vrei să accepti cererea mea în căsătorie? Vlad... Gândește-te bine.
Accept să fiu soția ta. Accepti să fii soția mea? Da. Atunci... Accept. Dă-mi voie. Maria. Vrei să fii soția mea? Vreau să fiu soția ta. Nu-mi voie de rău. Îți mulțumesc din suflet. M-ai făcut cel mai fericit om după pământ. Doamne! E exact cum am visat. Și tocmai pentru că știam că o să spui da. Doamne, ce bine-ți vine. Doamne! Eram convins că o să spui da. Ți-am pregătit și o surpriză. Ce surpriză? M-am ocupat de tot și nunta o să aibă loc mâine. Soarta a aranjat în așa fel încât Raluca să o întâlnească pe Diana în camera ei de spital. Însă Diana e într-o stare ciudată. Diana! Diana, sunt eu, Raluca! Diana, sunt Raluca! Mă vezi? Diana, mă auzi? Diana, ți-aduce aminte de mine? Sunt eu, Raluca. Știi cine sunt? Mă știi, nu? Mă știi? Diana, vorbește cu mine, te rog. Nu-ți fac nimic. Ce ai? Sunt eu, Raluca. Diana, nu-ți amintești cine sunt? Uite de la mine. Diana, de Vlad îți amintești? De Vlad, nenorocitul ăla, criminalul ăla care a vrut să te omoare, ți-aduce aminte de el? Diana, Delia trăiește. Știi ceva de Delia? Delia, sora mea, trăiește? Tu, ce-ai pierdut memoria? Diana, dar mă auzi măcar? Diana, trebuie să dai mărturie la poliție. Trebuie să ieșim împreună de aici, mergem la poliție. Dă mărturie. O să fiu lângă tine, o să fim împreună și o să-l înfundăm pe nenorocitul ăla de Vlad. O să ne plătească pentru tot. Te rog, fii puternică. Și poate reușim să o găsim și pe Delia. Te rog frumos, fă un efort să-ți aduci aminte. Diana, Diana, străduiește-te, te rog. Vlad se grăbește foarte tare cu nunta și nu acceptă nu drept răspuns. Vlad, dar... Spune. Este destul de repede. Ne grăbim mâine? Cum să ne grăbim? Da, mâine, m-am ocupat de tot. O să fie doar ceva restrâns, la starea civilă, atât. M-am gândit că dacă e până în spital, e situația urâtă acum, nu avem timp să ne biserici de-astea. Vlad, aș fi dorit măcar să își revină și mama. Și eu mă gândesc la Cornelia. De aceea plătesc operațiile. Da. Dar vreau și eu partea asta de bucurie pentru mine. Vreau și partea asta să-mi o dedici doar mie. Să fii soția mea. Da, Vlad, dar... Și vreau să fie mâine, să fie cât mai repede. De ce nu mai așteptăm un pic? Să fie totul frumos și bine. Da, hai să mai așteptăm un pic, să mai aștept și eu până virez bani în bancă pentru operația a doua, nu? Ce zici? Vrei să trăiască Cornelia, da sau nu? Da, normal. Dar... Atunci? Cum adică? Poți să fii de acord. Tu chiar nu mă iubești deloc? Tu chiar nu ții la mine deloc? Ba da, Vlad, dar... Păi demonstrează, Maria. Demonstrează. Sau, da. Poate e o altă problemă. Poate te gândești încă la Andrei, nu? Vlad, eu nu mai am nicio legătură cu Andrei. Uite că nu te cred. Maria, să-ți plătească el de acum operația. Vlad... Că eu nu te mai ajut. Dacă ție nu-ți pasă de mine. Vlad, de ce hai să discutăm. Ce să discutăm? Te căsătorești cu mine? Da sau nu? Da, mâine facem nunta. Stai jos, te rog frumos să discutăm. Te rog frumos. Mai zi o dată. Da sau nu? Da, mâine facem... Da, mâine facem nunta. Stai jos să discutăm. Mereu mă treci prin stările astea, mereu. Facem nunta mâine. Promiți? Da, promit. L-ați dorit și tu, nu? Da, Vlad, normal. Doamne, ce fericit m-ai făcut. Maria... Chiar dacă au scăpat de poliție, situația e îngrijorătoare în familia Mariș. Andrei e speriat pentru Maria, în timp ce Mădălin abia a scăpat cu viață din mâna mamironilor. Ce ai pățit, Andrei? Ce să pățesc, mama? Am vorbit cu tata.
Așa. Și mi-a zis că Raluca l-a sunat, da, și a confirmat faptul că Vlad a omorât-o și pe Diana și pe Delia. Păi și are vreo dovadă ceva, mama? Nu știu, mamă, nu știu. Știu doar că a încercat să o sune pe Raluca și n-a reușit să dea de ea. Nu știu ce se întâmplă. Dar gândește puțin, Maria acum e singură, ce știe ce-i face omul ăla? Are nevoie de mine, are nevoie de mine să o ajut și o stau aici. Stai puțin, mamă, că lângă Maria e Adrian, de ce are Adrian grijă de ea? Tu nu poți să te duci să o ajuți cu nimic acum, nu mai poți să riști. Așa e, Andrei, mama ta are dreptate. Tu trebuie să rămâi aici, la adăpost. Sărul. Ce faci? Măi, băiete, unde ai umblat toată ziua? Am fost la Iulia ca să mă asigur că nu ne-a turnat. Cum adică m-am mai fost la Iulia? Totul e foarte ok, n-a spus și nu o să spună nimic. Ești sigur? Da, bunicule, sunt foarte sigur. Frumoasă, mă! Ce faci, răducule, nesimțitule, așa te-am educat eu, mamă, cu toată lumea de față? Păi, dacă vreți, închideți ochii, mamă, că eu nu vă oblig să vă uitați. Dar chiar ești nesimțit. Iartă-mă, eu vroiam doar să-mi fac antrenamentul cu... pentru mult sex fierbinte cu Shakira mea. Auzi, eu zic să schimbăm dormitorul în noaptea asta, ce zici? Unde vrei tu, dragostea mea? Da, hai să mergem în ala din spate, care are acustică bună ala asta. Ne facem de cap, da? Hai să mergem. Apropo, să știți că cei de la secție nici măcar nu bănuiesc că voi sunteți aici. Deci puteți să stați liniștiți. Eu oricum o să vă țin la curent. Și al cui este meritul? Vreau să vă aud, ia, statuia, mamă, statuia, ce se face? Hai, zurliu mai e. Așa este, dar iată că într-adevăr ne-a salvat. E, să vedem pe unde să scoate el cămașa în momentul când se va întoarce săraca Irina. Maria s-a întors la spital la Cornelia. Nu e fericită, dar fericirea nu contează atunci când e vorba de viața mamei ei. Cum se simte mama? Nu avem vești despre ea, dar se așteaptă virarea banilor ca mâine să se intre în operație. Da, mâine Vlad va vira toți banii. Asta e foarte bine. Maria, încearcă să nu te mai întâlnești cu el. Am date concrete că individul este un ucigaș și îmi fac griji pentru tine. Stai departe, ascultă. Vă rog frumos, ați început iar astfel de discuții. Trebuie să discutăm, să vă spun ceva. Mâine mă voi căsători cu Vlad. Cum? Da, cum ați auzit? Maria, tu ai nebunit? Nu. Dar cum? Când s-a hotărât asta? Este dorința mea. Astăzi ne-am hotărât. M-a cerut în căsătorie și am acceptat. Păi cum? Astăzi te cere? Mâine economia civilă? Da. De ce așa repede? Asta este dorința mea. Maria, spune-mi ce se întâmplă. Absolut nimic, domnul Coman. Prea multe întrebări puneți. Stai că încep să înțeleg. Ticălosul te-a șantajat. A condiționat plata operației de acceptul tău de a-i deveni soție legitimă. Domnul Coman, mâine mă voi căsători și cu asta vom încheia discuția. Vă rog frumos. Raluca încearcă să ajungă cumva la Diana, la conștiința ei. Însă fata e în stare de șoc. Probabil că întâmplările prin care a trecut au adus-o în această stare. Diana, te rog frumos, fă un efort, încearcă să-ți amintești ceva, orice. Te implor, trebuie să mergem împreună la poliție. Criminalul ăla trebuie să ne plătească. Ai văzut ce ne-a făcut la amândouă? Ce fac, frumoasele? Deci eu nu știu ce fac, că nu mai rezist să stau aici. Ia, țip la mine, ia. Nu țip la tine, dar o să iau razna dacă stau aici. Așa și unde vrei să mergi? Vreau să ies, criminalul ăla. Tu nu-ți dai seama ce ne-a făcut? Dau seama, dar nu se poate, îmi pare rău. Doctorul decide. Te-ai spus că mă ajut. Bă, ți-am spus că te ajut, că sunt lângă tine, te-am calmat, te-am... Poți să-mi spui măcar ce cu fata asta, te rog frumos? Da, domnișoara, nu știu, n-a venit, era o perioadă pe aici. Să găsim în pădure, stare de șoc, pușcată, îngropată. Vlad a fost la pădure. Diana, vorbești. Cipi, spune-mi ceva, mai spune. Spune-mi ceva. Vlad m-a împușcat. El m-a împușcat. Prima oară când o văd vorbind. Trebuie să mergem la poliție. Da, de Diana, o să mergem la poliție. Îți dau cuvântul meu de onoare, jur. Că o să mergem împreună la poliție și nenorocitul ăla o să plătească. Îți promit, da? Dar de Delia, știi ceva? Te rog frumos, zi. Nu știu nimic. Te implor, te rog, scoate-mă de aici, te rog. Crema, dacă aș putea, te-aș putea. Nu mai rezist, te rog. Îmi pare rău. Nu decid eu.
Fac orice, orice îmi ceri, numai să ies de aici, fac orice. Eu? Te rog. Chiar orice? Da, absolut orice. Păi am o idee, ne ajutăm unul pe altul. Cu ce? Uite, o cameră lângă, e goală. Ne jucăm puțin și te ajut. Și de unde o să știu eu că tot te ții de cuvânt și o să mă scoți de aici? Să ai credere în mine. Bine, așa facem. Hai, hai să plecăm. Așa facem. Iulia doarme liniștită. Avea un vis frumos cu Madalin când Iani a venit să o terorizeze din nou. E foarte supărat pe ea. Se îndrăgostește de cine nu trebuie. Face Gâlcio! Ce aici? Sanatoriu? Spital? Ospiciu? Păi, ce ai mai nebunit? A? Și ai venit în cameră la mine pentru că... Pentru... Mamă, fă, nu mai fi tare în gură cu mine! Am venit la tine în cameră să spun că 3 zile n-ai voie să ieși de aici, din camera ta, da? Și o săptămână din casă. Și să nu mai țipe. Da? Iani, iar începem. Nu e normal să-mi faci așa tot, ceva! Fă și coasă, după tot ce mi-ai făcut, ai putere să mai dormi? Eu n-am închis un ochi toată noaptea. Băi, gata, gata. Iulia, te rog, nu mai țipă la el. Mâncate arba la mine! Gata, gata, gata. Ce fă? Gata. Mâncate arba la mucu să te mănânce. Dă infectă. Pentru treaba asta că ai țipat la mine, o lună nu mai ești din casă. Bine, hai, două. Că te-ar spitaluțu. Sorine? Sorine, trebuie neapărat să mă ajut să ies din casă, te implor. Trebuie să-l văd pe Madalin. Păi mă, uimești mă, fetițu, mă. Bă, abia l-am scos pe ăsta pe ușă, ai văzut, l-am împins să mă lupt cu el pentru tine. Și tu ce faci? E dreptul meu, e dreptul meu, Sorine. Știi ce vrea să-ți facă? Știi ce vrea să-ți facă? Ce? Vrea să te bată cu cureaua și să te zidească în casă. Mă, dar nu mai sunt un copil, de ce nu înțelege? Uite, nu ești copil, nu? Nu ești copil? Dar ce mai devreme? Să te las de să te întâlnești cu măduțul. Păi și e o chestie de iubire. Eu-l iubesc pe el, de-aia vreau să-l văd, înțelege. Iubești pe naiba, măduțul nu-i de tine. Tu vorbești, tu îmi dai lecții care te-ai îndrăgostit de o nenorocită și nici acum n-ai uitat-o? Crede-mă că o să scap de Raluca, fiindcă am pe fata asta, Anduța, lângă mine, care mă ajută să scap, să trec mai repede. Cine m-a ajutat? Nimeni! Eu am făcut-o. Înțelegi? Știu că îmi vrei binele, dar înțelege-mă că-l iubesc, te rog. Înțelegi? Ia taci. M-am deranjat? Nu. Eu am întotdeauna discuție. E bine, mergem și noi? E bine. Mergem. Haide. Hai să mergem. Fii atent, uite încolo la mine. Dacă faci ceva greșit și ieși din casă și de data asta, mă pierzi și pe mine de tot. Ba tot o să ies din casă. Asistentul de la ospiciu o dorește pe Raluca și și-a pus în gând ca fata să fie al lui. Pentru Raluca, acesta poate fi un avantaj. Ce zici? Zic că ești un bărbat interesant. Da. Chiar deosebit, aș putea spune. Eu abia aștept să vă văd. Da, și eu abia aștept să te văd. Da? Mhm. Dar... Dar? Tu ai prezervativ? Hai mă, acum contează prezervativul? Să știi că eu nu fac nimic fără prezervativ. Mă, lasă-mă, acum duc cu prezervative. Dar dacă l-aduci, în schimb, jur că o să te fac cel mai fericit bărbat. N-am acum, găsim mai încolo, las. Discutăm fără. O să fie perfect, exact cum îți dorești. Promis tu asta. Durează un minut să-l aduci. Găsesc unul și vin. Perfect. Diana, merge la poliție. Adrian a venit să vorbească cu fiul său. Ceea ce se întâmplă e foarte grav. Maria a fost șantajată să se mărite și ei nu pot sta cu mâinile în sân. Pur și simplu așa ceva nu accept, nu se poate. Dar nu o face din convingere, înțelege. O face pentru ca Vlad să plătească banii aia pentru operație. Dar sunt convins că o să o pierd. Simt asta, că o să o pierd și că nu o să mai fie a mea. Fiule, lasă cuvintele astea mari. Chiar dacă această căsătorie va avea loc, până la urmă, eu o să-l înfund pe Vlad ăsta. Maria va fi liberă și oare la cine crezi că se va întoarce? Adrian are dreptate, Andrei. Oameni buni, oameni buni, voi nu înțelegeți, voi nu o știți pe Maria. Dacă ea face pasul, dacă ea se căsătorește cu omul ăsta, s-a terminat totul. E o persoană care are principiile foarte bine, foarte bine împământenite în ea.
Ea nu renunță la o căsătorie așa cu una, cu două, credeți-mă, o cunosc foarte bine. Andrei, dar nu-ți pierde speranța, mamă. Găsesc eu o modalitate să-l trimit pentru mulți ani acolo unde este locul. Tată, nu știu. Tot ce contează este că îi trebuie să o fac cumva, să mă duc, să o văd. Trebuie să-i vorbesc înainte de a se căsători, punct. Nu poți să faci lucrul ăsta, este prea periculos, da? Mă așteaptă până se limpezesc apele. Mamă, dacă aștept, o să o pierd. Și o iubesc prea mult ca să o pierd. Da? Raluca, ascunde-te, vin imediat. Cum? Diana? Vin imediat, rămâneți acolo amândouă. Apoi, ce s-a întâmplat? Raluca a găsit-o pe Diana. Trăiește. Diana trăiește? Cum Diana? Adică? Exact. Am înțeles că amândouă au evadat dintr-un ospiciu. Eu fug. Mă duc să le duc la poliție să vedem ce mai pot să aflu. Bine. Andrei, dacă Diana trăiește, îți dai seama, veți fi liber. Fai! Mamă, nu să-ți vină să crezi, dar crede-mă că asta nu mă interesează. Cum? Singurul lucru care mă interesează acum este să fac cumva să fiu lângă Maria. Astăzi va fi nunta lui Vlad cu Maria. Bărbatul simte nevoia să coordoneze absolut tot și iată că au venit împreună să aleagă rochia de mireasă. Căutăm ceva special, nu? Ceva rafinat. Da, dar Vlad, nu crezi că ar fi mai bine să așteptăm? Să iasă și mama din spital, fac comandă la o rochie pe măsura mea. Maria, nu putem să mai așteptăm. Deja am pregătit tot. În 3 ore trebuie să fim la starea civilă. Dar Cornela o să fie bine. Uite, îți promit eu că vor intra banii chiar înainte de nuntă pentru a doua operație. Să fie așa, cadoul meu de nuntă pentru tine. Și o să fiu cea mai fericită mireasă, deoarece știu că mama va fi bine. Evident că o să fii fericită. Cea mai fericită. O să fii mireasa mea, nu? Da. O, da. Ia uite. Ce zici? E perfectă pentru tine. Hai, mergi și probează. Da, e frumos. Sunt convins că îți place. Da. Mergi și probează. Hai, eu te aștept aici. Da, da. Doamne, de când aștept momentul ăsta? Maria, mireasa mea. Andrei, îmi pare rău. Pare rău pentru tot ce se întâmplă. Dar o fac pentru mămica mea. Ionuț și Radu sunt în curte printre orătănii. Ca de obicei, Ionuț dovedește că are mai multă înțelepciune decât tatăl său. Mamă, ce noapte am avut! Să vede că e că am dormit cam mult. Păi asta e problema, că n-am dormit deloc. Hai capă, nu-ți mai întâlnă că văd că nu vrei să te... Dă-mă să mă spăl că sunt, uite-te la mine ce față am de nedormit. Sau lasă. Auzi, dar ia zi, eu nu înțeleg o chestie. Tu iubești pe fata aia și ai fost cu ea, dar nu apreciezi sau cum? Băi, eu am fost cu ea. Așa. Nu știu dacă am iubit-o. Ea nu arăta prea bine atunci. Am fost acum vreo 5 ani cu ea. Prea mi-a plăcut așa de mult. Înțelegi? Bă, dar acum? Bă, dar acum dacă o vezi? Băi, atât de bună. Da. Mă plângi lângă ea, mă plângi. Te apucă plânsul, mă. Dar cu Irina cum faci? Cu Irina? Bă, pe Irina o iubesc. Înțelegi? Și mai are și copilul ăla care o să-ți fie frățior. Chestia e că frățiorul e problema. Păi nu e o problemă. Cum să poți să spui că un copil e o problemă? Și plus de asta nu eu am creat problemele. Să fiu între una și alta. Înțelegi? Uite, el e de vină. El. Tu. Nu fugi acum. Unde crezi că te duci? Păi nu te văd. Vino încoace. Treci aici lângă mine. Și rezolvă tu toate problemele astea. Că tu m-ai băgat. Tu să mă scoți. Să fie clar, da? Nu știu ce vezi, dar pe acolo zic că niște ciori. Mă rog, nu contează, dar știu că tu ești înger, așa că... Trebuie să vorbesc cu Irinuca. Bine că mi-am adus aminte de ea. Da? Da. Alo? Irinuca, iubita mea, ce faci? Da, eu sunt la țară, că sunt băiat cu minte, abia m-am trezit, acum m-am spălat. Vai, ce mult am mai dormit! Da, dar nu, eu chiar m-am schimbat. Adevărul e că copilul ăsta al nostru m-a responsabilizat. Da, ce nu acum, bine, vorbim un pic mai târziu, da, te înțeleg, iubita mea, da, bine, te pup și te iubesc mult, mult de tot, bunăciunea mea bună. Ce faci, Radu? Pe cine-i băiatul la telefon?
Raluca a reușit să scape din ospiciu și a luat-o și pe Diana cu ea. Cum au ieșit, fata l-a sunat pe Adrian Coman. O să fie bine, liniștește-te, da? Ești bine? Ești cu mine, da? Suntem amândouă. Domnule Coman! Raluca, ce se întâmplă cu tine? Ești bine? Domnule Coman, o să vă povestesc tot. Promit, o să vă zic tot. Știi ce vreau de la tine? Dovezi împotriva lui Vlad. Spune. Da. Hai, Diana, o să rezolve. Hai, mai avem puțin. Hai. Diana, deci trăiește. Rapid în mașină. Vlad e foarte fericit. Peste câteva ore, Maria va fi proprietatea lui, cumpărată cu o sumă uriașă de bani, iar Andrei va dispărea pentru totdeauna din viața lor. Doamne, Maria, ești exact cum mi te-am imaginat. N-am cuvinte, e mult prea frumoasă. De ce nu zâmbești? Sunt emoționată, doar atâta tot. Emoționată? Da. Păi ar trebui să zâmbești mai mult, chiar dacă ești emoționată. E cea mai importantă zi din viața noastră, totuși. Știu. Hai, așa, zâmbește mai mult. Doamne, Doamne, cum arăți! E o onoare pentru mine să fiu soțul tău. E o onoare. Mă scuzi. Alo? Ah, da. Da, cobor imediat. Imediat, da. Scuze-mă, Maria, fotograful e jos. Fotograf pentru? Să imortalizăm momentele cele mai importante din viața noastră. Hai că mă întorc imediat. Cauți aici? Maria, ce cauți tu în ochii de mireasa? Simona l-a surprins pe Radu purtând o conversație suspectă. Flerul îi spune că e vorba de o altă femeie. Da, nu vorbeam cu nimeni. Radu, te-am auzit spunând, te iubesc, bunăciunea mea. Îl învățam pe Ionuț, știi? El e mai cumințel, trebuia să-l învăț și eu la gagici. Până la urmă are și el o vârstă, trebuie să se dea la fete, înțelegi? Și îi spuneam cum să vorbească cu el, îi dădeam niște lecții, atâta. Am înțeles. Da, ai înțeles, mă bucur că ai înțeles iubita mea frumoasă și dragă și scumpă și... Radule, am impresia că tu ai uitat că eu sunt polițistă. Crezi că sunt proastă și nu mi-am dat seama că vorbeai la telefon cu o femeie? Era mama. Și ei spuneai bunăciune? Da, așa o alint eu câteodată. Mai fac mișto de ea, mămicuța săraca, cât te îndură de la mine. Da. Deci dacă mă minți și nu-mi spui adevărul, o să vă închid pe toți. Și chiar în secunda asta, dacă nu vei spune adevărul, voi suna la secție. Am greșit, pare rău, n-o să mai fac niciodată. Bine, de data asta ai scăpat, că ne-am reîntâlnit doar de 2 zile și poate aveai și tu o iubită. Da. Dar... din secunda asta, eu sunt prietena ta. Pe cealaltă ai uitat-o, ai înțeles? Iartă-mă, de asta am și vorbit cu ea la telefon. Am încercat să explic situația, dar nu prea mi-a ieșit. N-am știut ce să-i spun, cum să-i spun. Cum să-i spui? O să-i spui direct. Bine. Și dacă vreodată o să te mai prind cu vreo femeie, o să regreți amarnic. Nu o să mai fiu. Măi, eu m-am schimbat foarte mult pentru că te iubesc enorm și te vreau foarte, foarte tare. Dacă vei fi băiat cu minte, vom trăi cea mai frumoasă poveste de dragoste. Dacă vei călca strâmb, o să fiu coșmarul tău. Andrei a găsit un mijloc prin care să o vadă pe Maria înainte de a-și semna sentința. Am aflat că te căsătorești și am venit să te opresc de la a face prostia asta, Maria. Da, Andrei. Mă căsătoresc. Dar tu nu poți să te căsătorești cu omul ăsta. Ba da, Andrei, dar ce cauți aici? Tu nu ești în toate mințile, cum poți să vii aici? Nu am putut să te las singur, înțelege? Când ți-am spus, nu poți să te las singur, nu poți să te las să faci greșeala asta, să te căsătorești cu omul ăsta nenorocit care îți vrea rău, Maria, îți vrea rău și mi-e frică pentru tine. Andrei, eu îl iubesc pe Vlad și ne vom căsători. Nu îl iubești pe Vlad, nu mai zi asta. Amândoi știm foarte bine că nu îl iubești pe Vlad pentru că tu mă iubești pe mine. Și n-am luptat.
N-am evadat de la închisoare, nu am ascuns, nu sunt ca un fugar așa degeaba, Andrei, ca să te las singură, sunt pentru că te iubesc. Andrei, nu ai... Ce cauți tu aici? Dacă vine, dacă intră Vlad acum pe ușă, tu-ți dai seama? Te arestează pe tine, mama mea o să moară pentru că nu o să mai plătească niciun ban. Tu-ți dai seama, Andrei, te rog eu frumos, du-te oriunde, du-te, ascunde-te. Unde vrei să mă duc, Maria? Vreau să stau lângă tine și vreau să te ajut să treci peste Andrei, momentele astea grele. Andrei, te rog eu frumos, pleacă, te rog frumos. Dar nu pot să... Te rog eu frumos. Nu pot să plec, nu pot să stau departe de tine. Nu zici că nu poți să departe Andrei, de tine? Andrei, ascunde-te într-o cameră oriunde. Te rog frumos, te rog. Te rog că dacă vine... Te rog. Gata. Maria! Da? Hai că am vorbit cu fotograful, ne așteaptă jos. Da. Ce-ai cu tine, ai plâns? Da, de fericire. De fericire, mă gândeam da. Eu. Doar că înainte să plecăm, da, am să-ți fac o ultimă mărturisire. Spune. Să știi că astăzi sunt cel mai fericit bărbat pe pământ. Că știu că devii soția mea pentru toată viața. Da, hai să mergem, să nu întârziem. Bine, hai că ne așteptă jos, hai. Iulia este tot în camera ei, acolo unde a închis-o Iani. Se gândește la Mădălin și la șansele pe care le are să devină iubita lui. Vai, Mădălin! Deci, cât mă bucur că m-ai sunat! Poftim? Haide, mă, nu trebuie să mulțumești! Am făcut asta pentru că te iubesc, mă! Da, bine, am înțeles. Auzi, dar nu vrei tu mai bine să ne întâlnim? Cum, de ce? Păi dacă tot vrei să mulțumești, măcar dă-mi unarea ca să ne întâlnim. Hai, te rog! Da? Super! Nu, stai liniștit că n-o să afle nimeni, nu mă urmărește nimeni, ce ai? Deci, ok, ești de acord, ne vedem într-o oră, da? Bine, te pup! Pa! Mama cu Madalin, mama cu Madalin! Dar cum n-aba ies eu din casă? Oh, cam mare distanța. Da? Adrian Coman are suficiente dovezi să-l bage la răcoare pe Vlad. A venit la secție la fostul său coleg și prieten Tudor să-i ceară ajutorul. Adrian, ți-a spus că nu mai ai ce căuta aici în secție. Te rog frumos să pleci. Crede-mă, am dovezi solide împotriva lui Vlad. Pot în sfârșit să-ți demonstrez ce fel de om este individul ăsta. Adrian, m-am săturat până peste cap de răzbunările tale personale. Te rog frumos, lasă-mă. Știu ce vorbesc. Te rog frumos, intră puțin în biroul ăsta. Vei avea o surpriză. Ea este Diana, femeia declarată moartă. Crimă de care a fost acuzat Andrei, fiul meu, pentru care este acum închis. Mm-hmm. Păi foarte bine că se află aici, că ne poate da o declarație exact cum s-a întâmplat. Tudore, este prea șocat acum. Haideți, vă rog frumos, să avem răbdare. A suferit un șoc și e perfect normal să se comportă așa. O să spună ceva, sunt sigură. Dar ce dovezi ai tu împotriva lui Vlad? Avem deja un început promițător de probatoriu. Este declarația de parte vătămată a Dianei, care se coroborează perfect cu depoziția unui martor ocular, un vecin de-al meu, Mircea, care a văzut-o la momentul în care a fost răpită. Și plus de asta eu am văzut pozele de la locul faptei. Obsedatul ăla, de obicei, își poza victimele. Extraordinar, Adriane. Acum mi-l scoți pe Vlad și paranoic, mi-l scoți și obsedat pentru niște simple declarații ale unor martori, prieteni, nu știu ce, și pentru niște fotografii care, de fapt, nici nu există la dosar. Tudore, mergi, te rog, pe mâna mea, așa cum ai făcut-o de multe ori până acum și n-a ieșit rău. Tu trebuie să obții un mandat de percheziție domiciliară pentru Vlad. Trebuie neapărat să intrăm la el în casă, unde vom găsi o groază de indicii, îți garantez. Nu pot să fac acum așa ceva. Întâi îl sun, îl chem aici. Domnule, vă rog frumos, nu suna să vin aici, vă implor. Obsedatul ăla a vrut să mă omoare, nu înțelegeți? A vrut pur și simplu să mă omoare.
O să fim exact pisica cu clopoței plecată la vânătoare. Este exclus să se întâmple așa. Situația este mult mai complexă. Nu pot să-ți explic acum. Astăzi, Vlad trebuie să plătească o importantă sumă de bani pentru operația Corneliei. Și dacă află de ancheta noastră, nu o să o mai facă. Mai zăpăcit, nu mai înțeleg nimic. Vlad... Vlad a vrut să mă omoare. Chiar dacă are lângă el o femeie atrăgătoare, Sorin se gândește încă la Raluca. Ar vrea să știe ce face, unde e. Între timp, la etaj, Iulia evadează. Ce vrei, să te distrezi? Vrei la un club, la un, nu știu, la un restaurant, la ce vrei? Cum vrei? Te las să mă surprinzi. Dar ce-ți că-mi place să ieși așa? Păi normal că-mi place să ies, dacă atâta timp a trebuit să stau închisă în casă cu toți bujurugii ăștia. Acum că am dat și peste un bărbat așa atrăgător ca tine, normal că vreau să ies. Auzi? Am și o mică întrebare. Ce întrebare? Mă știi ceva de... Mă știi ceva de Raluca? Tu la Raluca te gândești? Nu e vorba că mă gândesc la ea. Mă gândeam, nu știu, să nu fi făcut ceva Iani fără ca eu să aflu. Știi? Și vreau să știu adevărul. Nu mai știu nimic de Raluca. Probabil că mi-a ascultat sfatul și a plecat din București. Altceva nici nu vreau să mai știu. N-ai de ce să te superi, chiar n-ai de ce să te superi, fiindcă este o chestie care vreau să aflu între mine și Iani, știi? Deci chiar n-ai de ce să te superi. Da? Da. Wow! Miau! Te ești pe frumoșii mei. Cei mai frumoși. Și ia cătă că în sfârșit dragostea plătește în această casă. Iar încep, frate-mi, cu miștourile. Nu, mă, nu e niciun mișto. În sfârșit ai și tu o femeie, mă, Sorine, mă, cu care poți face și ea afaceri. Îmi propui ceva? Vreo afacere? Păi nu suntem noi acționari la Mareș ESA? Păi suntem acționari, tocmai de aia te întreb. Dacă vrei să-mi propui afacere, sunt dispusă să o fac cu tine, doar cu condiția ca tu să știi că Anduța nu pierde niciodată. Din contra, aș vrea să câștigi, măi, fată. Și eu mă foarte bucur pentru această treabă. Ce s-a auzit, mă? Nu știu. Ia uite, Iulia a început să mă sune din camera ei. Cred că vrea să ducă să facă pipi. Să vedem, o las sau nu o las? Zi-mă! Da, fă! Iani, îmi pare rău, dar am fugit. Ce? Fă, tu glumești? Da, am coborât cu cearșafele pe pântă și am fugit. Fă, tu ești împită? Pa, 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 pa. Fă, Iulia! Vino cu a, vino cu a! Ce-ai, mă? Ce, mă? Uite, mă! Uite, mă, ce faceți, dranța! Vlad și Maria intră emoționați la ofițerul stării civile. Vlad, mândru și bucuros, Maria, nefericită și foarte tristă. Parcă ne cunoaștem. Da. Vă cunoașteți? Da, dânsa ne-a cununat pe mine și pe Andrei. Acum vreo două luni, parcă. Am înțeles. E, fosta căsnicie n-a funcționat prea bine, așa că a fost nenorocit. I-a creat numai neplăceri. Dar acum, Maria, nu-i așa? Eu, viitorul tău soț, nu să mai creeze neplăceri. Începe o viață nouă, frumoasă, așa cum meriți. Sper din tot sufletul, pentru că merită. E o fată deosebită și merită tot ce-i mai bun. O, da, mai spuneți asta odată. E o fată de milioane. Putem să începem? Da, da. O clipă, să-i spun, Maria, vezi că am virat banii pentru operația Corneliei. Da? Așa că vreau să te văd un pic mai fericită. Îți mulțumesc din suflet. Hai să continuăm în asta frumoasă, așa cum trebuie, da? Da. Gata, putem începe. Începem. Cu acordul dumneavoastră, eu zic să începem oficierea acestei căsătorii, respectând codul familiei, dreptul familiei și Constituția României. Iulia n-a fugit pe fereastră, ci doar l-a păcălit pe Iani ca să-l scoată din casă. Uite ce citește asta, învață să mă crești! Da? Iulia! Unde vrei? Sorine, te rog frumos să mă lase plec de implori, e ceva foarte important. Unde vrei să pleci? Trebuie să plec neapărat, trebuie să mă întâlnesc cu Mădălin. Hai un pic, stai un pic cu noi jos aici și după pleci. Nu, te rog frumos să-mi ia niște să mă omoare, te rog, lasă-mă! Vezi să ai grijă de tine! Mamă, să vezi ce o să-i fac într-o zi, o lui sorta asta! Lustreanța asta de sorta! Ce s-a întâmplat, mă? Ia zi, mă, ce s-a întâmplat! Și când scap cu nebuna de sorta?
A legat două cerceafuri, le-a dat în cameră și a coborât jos pe balcon. Asta a văzut prea multe filme. Dacă o prind, uite, uite așa-i fac. Numai capace-i dau, o devastez. Având la bază ceea ce spuneam adineauri și în spiritul... Peste câteva minute, cei doi vor deveni soț și soție și toate visurile Mariei se vor nărui. Cetățene, Vlad Dumitrescu Mariș, de bunăvoie și nesfii de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeana Maria Angel? Din toată inima spun da! Cetățeana Maria Angel, de bunăvoie și nesfită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Vlad Dumitrescu Mariș? Maria, e tot în regulă? S-a întâmplat ceva? Dacă e vreo problemă, putem să ne oprim și vă mai gândiți. Nu cred că e nicio fel de problemă. Două secunde să vorbesc cu ea. Are emoții probabil și de aceea. Maria, dacă nu spui da mai repede, eu pot să retrag foarte ușor banii pe care i-am virat pentru operația Corneliei. Da? Da. Hai, așa. Haideți să continuăm. Nu este nicio problemă. Va trebui să reiau întrebarea. Da. Cetățeană Maria Angel, de bunăvoie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Vlad Dumitrescu Mariș? Pleacă de aici, fă-i jegoasă! Hai mă, gata, lasă! Infecție care ești! Dă-te de lângă ea că te infectează! Bine să cred! Îți spun sincer, îmi pare rău, dar nu putem fi împreună. Nu pot să trec peste toate lucrurile astea. Simona, ea este Irina, iubita mea. Irina, ea este Simona, iubita mea. Este mă, ce spui? Ce mă fac eu acum? Să trăiesc fără tine, Sorin. Cum o să trăiesc eu așa? Păi tu ești nesimțit, eu am plecat, să-ți fie clar. Ceva, Radule, și eu am să dau să sufăr atâta după tine. Se ajunge! Alo, 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 stai mă rog!